Taifunul Kraton a măturat Taiwanul. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața și alte 100 au fost rănite din cauza inundațiilor. Rafalele de vânt și ploile distrugătoare au alertat autoritățile și localnicii care au fost nevoiți să se adăpostească de urgență. Taifunul Kraton a lovit deja sudul Taiwanului, însoțit de rafale violente de vânt de până la 162 km/h și ploi torențiale. Până acum, doi oameni și-au pierdut viața, alți 100 au fost răniți, arată datele centralizate de autorități. Furtuna i-a speriat pe localnicii din orașul Port, la Kaohsiung, în apropierea districtului Xiaogang. Iar autoritățile au închis școlile și birourile și toți locuitorii au fost sfătuiți prin alerte trimise pe telefoanele mobile să stea acasă la adăpost. Totodată, traficul aerian a fost perturbat, fiind suspendate toate zborurile interne timp de câteva zile. Insula a fost afectată și de întreruperea alimentării cu energie electrică. Aproximativ 55.000 de gospodării au rămas în beznă din cauza rafalelor puternice de vânt. Meteorologii au declarat că furtunile tropicale sunt obișnuite în Taiwan din iulie până în octombrie, însă niciodată nu au avut această intensitate. Un studiu făcut de către climatologi arată că din cauza schimbărilor climatice, acestea se formează tot mai aproape de coastă. Astfel, sunt mult mai intense și durează mai mult odată ce ating uscatul.